Zi importantă pentru creștini. Luni a început postul adormirii Maicii Domnului, unul dintre cele mai importante din calendarul creștin-ortodox. Urmează două săptămâni în care nu se consumă produse de origine animală, iar cum fructele și legumele s-au scumpit considerabil în ultimele săptămâni, cei care vor să țină post vor plăti mai mult. Conform Observator News, socotelile de acasă nu se potrivesc cu cele din piață. Prețurile tot mai mari din ultima perioadă îi fac pe oameni să cumpere din ce în ce mai puțin. Această doamnă, spre exemplu, a umblat pe la 3 tarabe până s-a convins să cumpere ceva pentru prima zi de post. Totul este foarte scump, cumpărăm ce putem, mai încercăm să mai facem negocieri. Acum mă interesează niște ardei, am cumpărat ceva fructe de 10 lei. Mult nu pot în orice caz, nu pot, a relatat un cumpărător. O altă persoană și-a calculat exact de acasă cât își permite să cheltuiască la piață. Probabil că lumea nu mai are bani. Vin, întreabă, pleacă. Cine vrea cumpără, cine nu se duce. Ar dori mai ieftin, dar sunt scumpe toate acum și nu putem, dar nici noi mai ieftin, spune un producător. Astfel, mulți români cumpără produse de o calitate slabă pentru că sunt mai ieftine. Nutriționiștii atrag atenția că trebuie să avem o dietă echilibrată și sănătoasă în post, mai bine să mâncăm mai puțin și bun. Iulia Trif, nutriționist, transmite românilor că în această perioadă, în locul alimentelor de origine animală, putem consuma leguminoase precum mazăre, fasole, năut, linte, bulbi. Am putea consuma legume, fructe de sezon și să beneficiem de tot ceea ce este în sezon, oleaginoase, tot ceea ce înseamnă semințe, migdale, alune, nuci, tot ceea ce înseamnă lactate de origine vegetală. Și rețetele preparatelor clasice trebuie adaptate în perioada postului și pot fi la fel de delicioase. Pastele tradiționale care se fac cu ou pot fi înlocuite cu cele de grâu, la care, dacă adăugăm câteva legume, în 10 minute obținem o cină simplă și sățioasă. Printre cele mai populare preparate de post se numără chiftelele de post, pastă de hum, mus, cartofi țărănești, salată orientală de post, ciorbă de legume, ciorbă de fasole de post, plăcintă cu mere. În piețe și hipermarketuri, prețul legumelor a crescut în ultimele luni și cu 20%. Cele mai scumpe sunt roșiile, care se comercializează chiar și cu 7 lei kilogramul, urmate de vinete, iar fructele de sezon au prețuri cuprinse între 5 și 10 lei, relatează Observator News.